Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la TVR Internaționale la o ediție în care sărbătorim românii de pretutindeni, încercând să-i cunoaștem mai bine pe o parte dintre cei care trăiesc în România din afara granițelor. Invitatul meu de astăzi se prezintă drept un călător, nu doar între țara natală și cea în care s-a stabilit de 25 de ani, dar și între domeniile de activitate care îl pasionează, pe cât de interesante, pe atât de diferite. Om de știință și actor, autor de cărți de specialitate, dar și de literatură, a lucrat ca cercetător în inginerie nucleară în Statele Unite ale Americii și a devenit cunoscut pentru rolurile pe care le-a interpretat în seriale de televiziune de succes. Îi urez bun venit în studioul nostru, domnului Marius Stan. Bine v-am găsit. Mă bucur să fiu aici, în mijlocul unei călătorii, cum bine ați spus. Da, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Ați plecat din România în urmă cu mai bine de 25 de ani, dar reveniți în fiecare an. Cum vă mențineți echilibrul între aici și acolo? Destul de greu. Când sunt în Statele Unite, la Chicago, de exemplu, mi-e dor de România și parcă aș vrea să vin cât mai repede și invers, acum sunt aici cu prieteni, cu părinții mei pe care îi salut, cu sora mea, familia și deja mi-e dor de soție și copii care sunt în America. Deci, cumva, mă simt acasă în ambele locuri. Dar când ați plecat în Statele Unite ale Americii, v-ați propus să rămâneți o perioadă atât de lungă? Nu, am plecat pentru 2 ani, pentru un stagiu postdoctoral la Institutul de Cercetare Los Alamos, din statul New Mexico, în sudul Statelor Unite, și era programat acest stagiu pentru 2 ani. Noi am crezut, eu și Liliana, soția, cu tărie că va fi numai 2 ani. Am adus până și cărți de matematică și literatură pentru copii în cazul în care ne vom întoarce și vor trebui să reia școala în România. Institutul Național Los Alamos este una dintre cele mai mari instituții științifice și tehnologice din lume, trebuie să spunem acest lucru. Un laborator care efectuează numeroase cercetări multidisciplinare și vă rog pe dumneavoastră să ne povestiți despre experiența de acolo. Ce v-a impresionat cel mai mult, în primul rând? Multe lucruri m-au impresionat, începând cu locația când am ajuns acolo. Los Alamos este un oraș destul de mic, aproximativ 20.000 de locuitori, pe vârful unui munte. Dacă vă gândiți așa la, știu eu, Predeal, Bușteni, un oraș mic, este localitatea cu cea mai mare densitate de persoane care au doctorat din lume. Până și suplinitorii copiilor mei la școală, mulți dintre ei aveau studii superioare. Ce vreau să spun este că este o comunitate extrem de primitoare și în care ne-am simțit în siguranță. Copiii au mers la școală acolo, au învățat și au perfecționat limba engleză acolo. În privința cercetării, m-a surprins poate cel mai mult, nu atât, să zicem, anvergura instalațiilor științifice sau tehnologice, cât diversitatea specialităților pe care le aveau colegii mei. Aproape orice subiect de cercetare aș fi vrut să urmez, erau 2-3 persoane care lucrau în acel domeniu și mă puteau ajuta. Și așa ați luat decizia de a rămâne și a dezvolta o carieră științifică care s-a dovedit impresionantă ulterior. Adevărat, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. După cei 2 ani, institutul mi-a oferit o slujbă permanentă și puțin timp după aceea și soția mea, care și ea fizician, a fost angajată și în felul acesta, cum să zic, n-am avut încotro și a trebuit să rămânem. Ne-a plăcut foarte mult acolo. Din punct de vedere profesional, este un loc extraordinar în care se pot obține rezultate deosebite și se pot face legături între foarte multe domenii. Care este domeniul pe care l-ați aprofundat acolo, fără să vă fi planificat neapărat inițial? Am mers acolo cu un studiu în termodinamică și statistica corpului solid, pe care apoi l-am extins împreună cu echipa pe care am format-o în zona utilizării calculatoarelor de mare performanță pentru a rezolva probleme complexe în fizică, în chimie, în știința materialelor.
În cei 13 ani vreau să spun că subiectele, proiectele de cercetare au evoluat și încet, încet implicarea tehnicii de calcul a devenit tot mai mare în cazul echipei noastre. Ulterior, ați devenit cercetător principal la Argonne National Laboratory, dar și profesor asociat la universitățile din Chicago și Northwestern University. Cât de diferită a fost activitatea față de ceea ce făceați în România și față de așteptările pe care le aveați? Întotdeauna mi-am dorit să interacționez cu studenții și am avut această ocazie în Chicago, două universități prestigioase. Tema cercetărilor s-a schimbat un pic. Am extins aplicațiile metodelor noastre de la materialele nucleare, care erau de mare interes la Los Alamos, la materiale pentru alte arii de interes în societate, cum ar fi îmbunătățirea bateriilor pentru automobile, de asemenea materiale pentru a îmbunătăți performanțele calculatoarelor, memoria calculatoarelor, viteza lor de calcul. În continuare însă, utilizarea informaticii, a programării, a matematicii a rămas o constantă. Și ați scris de altfel și o serie de cărți și articole științifice, da, în toată această perioadă? Am publicat foarte mult și am obținut, din fericire pentru noi, multe citări ale lucrărilor noastre, capitole de carte, o activitate bogată, care este apreciată, cred eu, de comunitate. Și este meritul colegilor mei, cei mai cu experiență, dar și foarte mulți tineri, studenți, am avut plăcerea să am și din România câțiva care au venit și au lucrat cu noi acolo. Pe lângă relația cu studenții din România și nu numai, știu că aveți o relație frumoasă și cu membrii comunității românești din Chicago, o comunitate importantă de altfel și activă. Adevărat, în Chicago locuiesc, după unele estimări, mai mult de 100.000 de vorbitori de limba română și desigur, nu am reușit să-i cunosc pe toți, dar am cunoscut o bună parte din ei la diverse evenimente. Mai mult decât atât, de curând, în colaborare cu și la inițiativa organizației Romanian United Fund, deci Fondul Unit al Românilor, condusă de Mihai Lehene, am înființat împreună cu alții colegi un centru comunitar, se numește ROCO, Romanian Community Center, unde desfășurăm diverse activități, avem invitate echipe de teatru, de exemplu, facem lansări de carte, discuții cu experți în diverse domenii din Chicago. Este uimitor cât de mulți experți de origine română sunt în Chicago. Uimitor și îmbucurător și în același timp. Adevărat. Și avem și imagini de adevărat la acest centru comunitar, o inițiativă minunată pe care de altfel am semnalat-o la TVR Internațional. Îi salutăm pe toți membrii comunității românești din Chicago cu această ocazie și le mulțumim și vă mulțumim și dumneavoastră pentru tot ceea ce faceți pentru a păstra această legătură cu românii de aici și de acolo, pentru că tot vorbim despre plecări și reveniri. Spuneam așadar că desfășurați o activitate și în comunitatea românească. În același timp, ați susținut foarte multe prelegeri, peste 100 de prelegeri la conferințe internaționale și totuși ați devenit cunoscut datorită unui serial de televiziune, cunoscut și în România de altfel, adevărat. Breaking Bad. Care este povestea aceste aventuri? Cum ajunge un om de știință actor într-un serial de succes? Este o poveste frumoasă și de care îmi amintesc cu drag, fiind cercetător la Institutul Los Alamos în New Mexico, am aflat că în apropiere, la 2 ore cu mașina, se filma episodul pilot, primul episod din acest serial. Și noi ca și familie, și soția și copiii, la inițiativa lor, am zis, hai să mergem să vedem cum este să mergem la o audiție, la un casting, măcar să facem figurație. Și am mers și am fost selectați toți patru.
După care întâmplarea a făcut, nu știu nici în ziua de astăzi care au fost circumstanțele, ca acel actor care trebuia să joace rolul proprietarului de spălătorie să nu fie disponibil. Regizorul și creatorul seriei, Vince Gilligan, s-a uitat printre fotografiile celor care erau figuranți și a zis: ăsta e un rol minor, trebuie să spună o singură replică, care dintre acești domni oare ar putea să spună replica, să nu mai așteptăm să ne vină un alt actor și așa. Și m-am prezentat, am spus ce era de spus, lui Vince Gilligan probabil i-a plăcut ceva despre mine și s-a părut că mă potrivesc personajului, după care au mai adăugat replici, iar personajul a apărut în aproape în fiecare sezon, culminând cu sezonul 4, în care acțiunea s-a mutat la spălătorie auto, și am avut bucuria de a juca alături de Bryan Cranston, de Anna Gunn și alții. Deci a fost, cum să spun, o experiență fericită. Acum mă adresez oricărui telespectator care vrea să devină actor cu îndemnul: mergeți la o audiție. E posibil să aibă nevoie exact de dumneavoastră. V-ați fi gândit atunci când ați ajuns în Statele Unite, chiar și pentru vreo clipă, că veți trăi o astfel de experiență? Niciun moment n-am făcut niciun fel de pregătire sau școală de actorie sau așa. A fost o întâmplare de care mă bucur mult, pentru că mi-am făcut prieteni în lumea cinematografiei, în Statele Unite, cât și în România. Am avut plăcerea să particip la festivaluri ale filmelor românești la Chicago și am cunoscut mulți actori și regizori. Este o plăcere să fiu parte și din familia cinematografiei. La fel de mult mă bucur ca și de prietenii mei din lumea științei. Și pentru că ați vorbit despre familie, poate nu toată lumea știe că în episodul pilot al serialului despre care vorbeam apare, de fapt, întreaga dumneavoastră familie. Adevărat. Am avut norocul și, a zice, plăcerea să participăm cu toții în acest episod pilot. Soția și copiii sunt cumpărători în magazinul pe care familia lui Walter White îl vizitează chiar în acel prim episod. Așa că simt că am făcut o legătură trainică cu lumea cinematografiei. Datorită dumneavoastră a existat și un personaj de origine română în acest serial. Adevărat, personajul Bogdan inițial avea o altă naționalitate. Odată ce am fost distribuit în acest rol, Vince Gilligan și scenariștii au hotărât să îi atribuie o origine națională și culturală română. De fapt, în câteva scene spun câteva cuvinte în limba română, mai la supărare, așa. Dar, oricum, identitatea românească, după părerea mea, a dat un anume farmec. Am primit multe comentarii că acest personaj este un om cum se cade, aflat în dificultate, care face cât se poate de bine ca să iasă din aceste situații și că este cumva reprezentativ pentru mulți imigranți, mulți străini care vin în Statele Unite și încearcă să-și facă un rost, să-și facă o viață. Dar în ce măsură aceste experiențe cinematografice, pentru că ați mai jucat ulterior într-un serial, în ce măsură v-au influențat relația cu colegii, cu studenții? Îmi dau seama că din reacțiile lor, că foarte mulți au fost curioși în primul rând să afle cum a fost posibil să particip într-un film. Multora le-a plăcut serialul și personajul. Au fost și colegi care m-au întrebat dacă nu cumva activitatea cinematografică este o pierdere de timp științific, timp în care aș fi putut să mai scriu 2-3 articole. Le-am spus că este o experiență interesantă care a avut un efect pozitiv și asupra unui anume aspect al activității mele științifice. M-a făcut să mă simt mai bine în fața camerelor de filmat, pe scenă, să mă adresez mai ușor oamenilor. Deci m-a ajutat în prezentările științifice. Oamenii de știință și artiștii sunt creatori conduși în egală măsură de curiozitate, spuneați într-un interviu referindu-vă la această aparentă neconcordanță dintre domeniile pe care le-ați abordat. Ați fost dintotdeauna un om curios? Da,
Mărturisesc că în școala generală și în liceu pasiunile mele erau matematica și literatura. Eram curios să aflu ce au mai scris autorii, nu numai români, dar și străini. De asemenea, orice problemă de matematică îmi stârnea o curiozitate, cum să găsesc soluția cât de mult. Cum să zic, această curiozitate s-a extins apoi în fizică și în chimie. Și în ultimii ani, poate 10-15 ani, curiozitatea mea s-a axat pe noutățile tehnologice, algoritmice din informatică. Și cred că mulți ani de acum încolo o să încerc să învăț ceva nou tot timpul, să fac ceva deosebit. Este o plăcere să întâlnesc oameni care gândesc diferit. Mi-am menținut curiozitatea. Sper că asta mă ține tânăr, sau poate că invers. Faptul că încerc să mă mențin tânăr mă face în continuare curios. Așadar, un fizician și chimist îndrăgostit de matematică și de literatură. Și literatura pare să câștige teren în ultima perioadă în viața dumneavoastră. Adevărat, am luat o hotărâre îndrăzneață, aș califica-o, în care luarea deciziei am avut foarte mult ajutor și înțelegere din partea soției mele, Liliana, și a copiilor. Acum câțiva ani am zis, dacă voi putea, dacă voi avea resursele fizice, financiare, aș vrea să mă pensionez anticipat, cum se spune în România, la 60 de ani, fix, și să mă dedic scrisului, nu numai literaturii, dar lucrez și la două cărți științifice, de altfel. Și m-am ținut de cuvânt când am plinit 60 de ani. M-am retras de la Institutul Argon și acum țin neapărat și lucrez mult pentru a publica aceste cărți. Am contracte cu edituri și este o nouă etapă în viața mea care sper să fie la fel de productivă și de interesantă cum au fost și cele de până acum. Și vă dorim mult succes și în această activitate. Mulțumesc. Lucrați, dacă nu mă înșel, și la două romane. Adevărat. Unul în limba engleză, direct în limba engleză, și celălalt în limba română. Bineînțeles că mi-a fost întotdeauna mai ușor să scriu în limba română. Iată că au trebuit 25 de ani până să capăt încredere de a scrie direct în engleză. Romanele sunt diferite și cred că este foarte bine ca unul dintre ele să cuprindă frumusețea, poezia, eleganța limbii române, iar acțiunea, narațiunea se potrivesc foarte bine. Celălalt este, cum să spun, mai american. Și am speranța că va surprinde elementele limbii engleze, așa cum este folosită în Statele Unite. Pentru că ați vorbit despre poezie, ați scris și poezie în limba română, dacă nu mă înșel. Adevărat, am scris poezie în limba română și am adunat aceste poezii într-un volum care a apărut acum câțiva ani. Poezii inspirate, cum îmi place să spun, în marea lor majoritate de soția mea. Și ea râde și mă încurajează și sunt sigur că îi plac și ele. Sunt scrise de-a lungul anilor. Multe dintre ele recente și au admiratorii lor. Știu câțiva prieteni cărora le plac poeziile mele, poate chiar mai mult decât povestirile. Ce compliment frumos! Da. Salutăm așadar și pe doamna Liliana Stan. Și spuneam că vă aflați în România și pentru o serie de întâlniri interesante și pentru o serie de conferințe pe care le susțineți aici despre inteligența umană și artificială. Adevărat, tema generală a acestor prezentări este relația dintre inteligența umană și inteligența artificială, pe care eu o înțeleg ca o disciplină ce include învățarea automată, machine learning, de asemenea vizualizarea și interpretarea imaginilor cu ajutorul calculatoarelor și interpretarea limbajului natural. Eu văd o legătură strânsă între acest gen de algoritm și de programe care pot, într-un anume sens, să reproducă funcționalitatea creierului uman.
așa cum noi vedem și auzim și ținem minte, memorizăm și putem lua decizii și vorbim și înțelegem ce spun alții. Unele din programele create de noi pot să facă lucruri asemănătoare. Cum au fost întâlnirile de până acum cu studenții, dar și cu foștii colegi? Am început această serie cu o întâlnire la Universitatea București, Facultatea de Fizică, Măgurele, Alma Mater, pe care am absolvit-o în 1986. A fost o întâlnire cu câțiva profesori și prieteni dragi și cu mulți studenți în fizică, toți interesați de folosirea inteligenței artificiale și dornici parcă să utilizeze și ei acești algoritmi și programe de mare eficiență. Dar un moment emoționant, trebuie să spun, am amintiri dragi de la Facultatea de Fizică de la Măgurele din anii studenției. Cum ați găsit România de această dată? Cum vedeți transformările, schimbările? Cum o percepeți? Trebuie să spun că de fiecare dată când vin în România, văd ceva pozitiv, ceva care a apărut, ceva nou, ceva care mă impresionează într-un mod cald și, cum să spun, interesant, uneori chiar surprinzător. Iar rudele mele, prietenii mei, îmi reproșează asta uneori și spun, vai, nu, noi nu credem că nimic interesant s-a întâmplat. Dar eu observ. Și trebuie să spun că mai mult decât transformări arhitecturale, construcții noi sau clădiri sau drumuri sau observ transformări în mentalitatea oamenilor, prietenii mei și cunoștințele mele. Observ foarte multe lucruri bune, inițiative, idei de a deschide o afacere, de a deschide un ONG. M-a bucurat mult să observ tineri care se adună, discută și au inițiative și proiecte și reușesc să obțină fonduri pentru aceste proiecte. Am contribuit și eu cât am putut, dar mi-a plăcut foarte mult această efervescență culturală și socială, dacă vreți. Așa că această ultimă vizită, dacă e să spun ceva care va rămâne în memorie, este sinergia pe care o observ în grupuri, nu numai de tineri, și dorința lor de a face ceva bine pentru a îmbunătăți România, pentru a se îmbunătăți pe ei înșiși și comunitatea în care trăiesc. Așa că felicitări, dragilor, și la mai multe idei bune și la mult succes! Vă mulțumim încă o dată foarte mult, domnule Marius Stan. Vă mai așteptăm. Suntem convinși că veți reveni așa cum o faceți de 25 de ani. Vă dorim să vă păstrați entuziasmul și să reușiți să vă mențineți în continuare echilibrul între aici și acolo, așa cum spuneam, între plecările și revenirile, cele două lumi în care trăiți și vă exprimați în atâtea moduri. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru prilejul pe care mi l-ați oferit de a mă adresa telespectatorilor români. Le doresc să fie fericiți și sănătoși și să călătorească și ei în domeniile care le plac cel mai mult. Încă o dată vă mulțumim foarte mult. Călătorii plăcute în continuare vă dorim. Deși studiază și locuiește la Viena, tânăra pianistă Adela Liculescu vine deseori în țară pentru a susține concerte emoționante în fața publicului din România. Ateneul român din București a găzduit recent un concert extraordinar sub bagheta maestrului Cristian Mandal, având-o ca solistă pe Adela Liculescu, laureată a numeroase concursuri internaționale. Vă invit să urmăriți povestea ei într-un reportaj realizat de Virginia Ghiță. Biletele la concert s-au vândut repede, iar melomanii au ascultat cu multă bucurie Imperialul de Beethoven și Poema română de George Enescu, opera dedicată regalității. Publicul din România este extrem de cald, așa cum îl știm și îl cunoaștem, în special de la Festivalul Enescu, în care entuziasmul publicului nostru este aproape proverbial. Publicul este generos, este receptiv și întotdeauna a dispus să răsplătească efortul artiștilor.
Deși locuiește la Viena și este deja o pianistă celebră cu multe premii internaționale, Adela Liculescu acceptă deseori invitațiile de a concerta în fața publicului român, de care se simte foarte legată. Ca orice artist, Adela a început să exerseze de mică. Am început să cânt la pian de la vârsta de 4 ani. Nimeni din familia mea nu este muzician. A fost o pură întâmplare. Aveam acasă o pianină și am început în joacă să cânt. A cânta la pian la o vârstă așa de fragedă presupune foarte, foarte multe ore de muncă. Dar îmi făcea foarte mare plăcere să cânt la pian și am avut și noroc de profesori foarte buni. Încă de la vârsta de 7 ani l-am cunoscut pe maestrul Walter Kraft, care venea din Germania și susținea cursuri de maestrie în țară. Și în jurul dumnealui s-a creat o comunitate de copii foarte talentați, care se întâlneau mereu la aceste cursuri de vară și era și o oarecare concurență între noi. Am ajuns în clasa 1 la Liceul de Artă și restul e istorie. Cu multă muncă și talent, Adela a reușit să-și împlinească visul și să studieze la prestigiosul conservator vienez. Încă de la începutul liceului am știut că vreau să mă duc să studiez undeva în străinătate. Dintr-o întâmplare, în vacanța de vară dintre clasele a 11-a și a 12-a, l-am cunoscut pe profesorul meu de la Viena, Martin Hughes. Am știut că vreau să mă duc să lucrez cu el. Din păcate, nu vorbeam absolut deloc limba germană, așa că a început o cursă contra cronometru să învăț limba respectivă, pentru că, cu toate că el era englez și eu pe tot parcursul studiului cu el în engleză am vorbit, totuși, ca să intru la facultate, trebuia să am certificatul de limba germană, așa că în 6 luni am învățat limba germană. Anul meu a fost deosebit de competitiv. În total au fost cam 160-170 de candidați pe cele 6 locuri. Dar am încercat să nu mă gândesc foarte mult la concurența care era acolo. Am încercat să cânt eu cât de bine am putut și la sfârșitul admiterii, când a venit lista, numele meu era pe listă și m-am bucurat foarte tare. Nu a fost ușor să se desprindă de familie și de România, dar a reușit să se adapteze vieții într-un mare oraș european și exigențelor profesorilor de la conservator. A trebuit să încep să vorbesc o altă limbă, care pentru mine era nouă atunci. Am trecut de la viața de școală la viața universitară. Au fost foarte multe schimbări la momentul respectiv, dar cred că m-am descurcat foarte bine și, da, cred că în câteva zile m-am simțit deja ca peștele în apă. Și în curând a început să câștige tot mai multe premii la concursuri prestigioase. În 10 ani a devenit o tânără artistă de talie internațională și a străbătut lumea cântând la pian și impresionând publicul cu rafinamentul și emoția interpretărilor sale. Desigur, cel mai recent premiu este premiul al doilea la concursul Enescu, anul trecut. În rest, am câștigat multe premii, de exemplu, premiul întâi la concursul Bösendorfer de la Viena în anul 2015. Am cântat atunci la Teatrul Palatului Schönbrunn, împreună cu Orchestra de Cameră din Viena. Și în urma acelui concurs am devenit și artist oficial Bösendorfer. După aceea, prin colaborarea cu Bösendorfer, s-au întâmplat foarte multe lucruri frumoase, foarte multe concerte, printre altele și un turneu în China. Alte premii sunt cele două concursuri internaționale Brahms existente în lume, la Pörchach în Austria și la Detmold în Germania. Am câștigat la ambele premiul întâi. Știu că a fost un tur de forță atunci, pentru că au fost la distanță de 2 săptămâni și, sincer, N-am crezut că o să le câștig pe amândouă, dar așa a fost să fie și m-am bucurat foarte mult. Da, și sigur, numeroase alte premii. Viața de pianist nu este ușoară și succesul vine după mulți ani de exerciții și studii. Viața de pianist este extrem de competitivă. Sunt foarte mulți tineri atât de talentați care toți visează să ajungă pe marile scene ale lumii, așa că nivelul la concursurile internaționale este extrem de ridicat. Dar am încercat să văd concursurile ca pe o platformă, să mă prezint acolo, să nu mă gândesc foarte mult la rezultat atunci când eram pe scenă, ci să încerc să mă duc să cânt eu la nivelul meu cel mai bun. Adela se simte perfect la Viena
dar e și dor de țară, așa că vine cât poate de des în România. De fiecare dată este o bucurie să cânt în România, este o atmosferă atât de specială când revin aici, pentru că totuși acasă e acasă și sunt foarte mulți prieteni care vin în public de fiecare dată și cânt cu deosebit de mare plăcere. Este extrem de greu să spun unde voi rămâne. Desigur că mi-aș dori foarte mult să rămân la Viena, pentru că între timp acolo sunt cei mai mulți prieteni. Am construit în acești 10 ani o rețea profesională foarte puternică acolo, cânt foarte multe concerte și mă consider extrem de norocoasă că cu toate acestea sunt chemată des să cânt în România, așa că pentru mine acesta ar fi planul, să locuiesc acolo și să vin să cânt și în țară și sper că de acolo din Viena, sigur, să cânt cât mai mult și internațional în alte locuri. Cu pasiune și talent, Adela Liculescu ne încântă la fiecare concert. Pentru interviul următor ar trebui probabil să schimbăm formatul emisiunii cu unul mai non-conformist sau să mutăm studioul în vitrina unui institut cultural, de exemplu, așa cum a făcut Ana Mărgineanu cu una dintre cele mai premiate piese de teatru pe care le-a regizat la New York, acolo unde s-a stabilit de ceva vreme și unde continuă să regizeze spectacole de teatru, dar și să predea. Bun găsit, Ana Mărgineanu! Bună ziua! Bună dimineața peste ocean! Mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Cum începe ziua unui regizor de succes la New York? Păi începe cu o cafea mare și pregătitul copilului de școală. Da, este una dintre... Înainte de regizor sunt mamă. Este una dintre activități. Imaginez totuși că este totuși o zi destul de plină, chiar dacă, așa cum spuneați într-un interviu la New York, 80% dintre cei care fac teatru nu trăiesc doar din teatru. Din ce categorie faceți parte? Predau pe lângă teatru și mai iau orice alt job cam din aceeași zonă, că practic teatrul e singura chestie la care mă pricep, care e disponibilă. Deci practic sunt lucrez independent, predau la SUNY Purchase, predau la The New School și îmi fac spectacole. Cam asta ar fi baza de activități. Da. Așa că, practic, dacă după ce copilul a plecat la școală, fie plec la cursuri, dacă e luni, fie plec la repetiție, fie stau pe laptop și văd de mail-uri, pentru că chestia mai puțin cunoscută e ca să ajungi în faza de repetiții cu un spectacol, e o muncă destul de mare înainte de a-l pregăti. Deci până practic să ajungi să faci munca propriu-zisă de regizor. Și înainte de a vorbi despre proiecte, despre spectacole, despre relația cu studenții, am să încep cu o întrebare care ne preocupă în această perioadă, o temă la care încercăm să găsim răspunsuri. De ce ai plecat? De ce revii în România? Nu știam că plec chiar de tot când am plecat și nici nu cred că am plecat chiar de tot. Dar eu eram destul de mică când a fost revoluția, aveam 11 ani. Dar s-au deschis atunci niște bariere, s-au deschis niște porți. Și a apărut așa un univers mare pe care mi-am dorit să-l explorez. Și în momentul în care am ajuns cât de cât adultă, am început să fac tot ce îmi stătea în putință, să văd cât mai multe locuri. Și în continuare fac tot ce îmi stă în putință, să văd cât mai multe locuri. Cam asta a fost zona inițială de interes. Făceam spectacole și încercam să văd, le înscriam la cât mai multe festivaluri, încercam pe cât posibil să călătoresc cu ele cât mai mult. Iar în momentul în care am început să primesc invitații de a regiza spectacole în alte părți, am fost foarte încântată. Pentru că să lucrezi într-un loc străin te obligă să te reinventezi, pe urmare să te redescoperi.
E o provocare, în special când regizezi într-o limbă care nu e cea maternă sau pe care nu o știi deloc. Dar ai continuat în paralel să lucrezi și în România, ai continuat să revii în toată această perioadă și vreau să ne spui cum reușești să-ți păstrezi echilibrul între aceste plecări și reveniri, între aici și acolo. Tehnic, sunt în România în fiecare vară. Pe toată durata pe care mi-o pot permite, ceea ce înseamnă când nu are fetița mea sau nu am eu școală. Și atunci în verile încerc să înghesui în timpul meu de România foarte multe lucruri. În principiu un spectacol și timp cu familia și tot felul de alte chestii, inclusiv hârțogăraie, care se tot adună de pe una pe altul. Dar zona de echilibru pe care cred că o căutăm cu toții, eu am descoperit că echilibru de fapt e un fel de, cum să spun, de depășit pe firul de ață între dezechilibre. Așa că la un moment dat, da, nu e o comparație bună, pentru că nu e ca și cum ai merge linear și echilibrat. Sau cel puțin în cazul meu. În cazul meu, acum sunt aici, acum e așa, acum e așa, acum n-am nimic de lucru și am o săptămână liberă, ca urmare fac curat în toată casa, acum am de lucru 23 de ore din 24 și acum dorm doar o oră pe noapte sau două. Deci cam ăsta e echilibrul meu. Echilibrul e un echilibru al diversității, dacă vrei. Este poate și o caracteristică a artiștilor și ai crescut într-o familie de artiști. Probabil telespectatorii noștri știu că părinții tăi, actrița Maria Ploaie și regizorul Nicolae Mărgineanu, au avut o influență puternică, îmi imaginez, inclusiv în decizia de a alege această carieră. Sau nu e așa? Nu mi-au zis ei ce să fac, dar cu siguranță, cum să spun, e greu să compar pentru că n-am trăit în altă familie decât în a mea. Ce pot să spun sigur e că tipul de copilărie pe care mi l-au oferit ei și care a fost absolut paradisiac, minunat și n-aș schimba copilăria mea pe nicio altă copilărie din lume, mi-a oferit o zonă foarte mare de libertate și o relație foarte specială cu imaginația, în care imaginația nu era niciodată văzută ca ceva negativ, ci era văzută ca un câmp nelimitat de posibilități în care poți să sari în orice moment și în care te poți refugia sau pe care îl poți explora așa cum vrei. Și ai explorat, într-adevăr, foarte multe zone creative, toate, într-adevăr, și vreau să ne spui ce îți amintești despre primul spectacol profesionist pe care l-ai regizat, Deșeuri, după Matei Vișniec, dacă nu mă înșel, un spectacol nominalizat la premiul pentru debut al Uniterului. Acesta a fost spectacolul meu de debut și spectacolul meu de absolvire a UNATC-ului. E un spectacol care mi-e în continuare extrem de drag și de care mă simt foarte legată, împreună cu trei actori colegi care absolveau și ei sau absolviseră recent, ne-am jucat pe textul lui Vișniec, care e un text care te îmbie la joc, care practic poți să faci orice pe el, poți să te joci cu un număr indefinit de actori, poți să schimbi ordinea scenelor și așa mai departe. Și așa a început această călătorie a ta de a te adresa publicului în diferite maniere. De numele tău se leagă de altfel începutul teatrului independent în România, dar și o serie de spectacole nonconformiste premiate și în Statele Unite ale Americii. Am făcut deja referire la miniseria de spectacole vizuale din vitrina sediului Institutului Cultural Român. Care e povestea acestei piese, de exemplu, care a obținut 4 premii la New York Innovative Theatre? New York în sine e un spectacol. Poate că aici ar trebui să încep. Și atunci să lucrezi în New York sau să faci spectacol în New York devine un alt tip de provocare, pentru că operezi într-un mediu care este spectaculos deja.
în care practic dacă te așezi în fund pe stradă, pe trotuar și te uiți la stradă, nu te plictisești timp de ore, poți să stai efectiv ore, mereu se va întâmpla ceva. E un oraș incredibil de dramatic. Și atunci spectacolul din vitrină a fost gândit ca un fel de răspuns oglindă la acest dramatism pe care New York-ul are pur și simplu în mod natural. Ideea era că mergi pe stradă și cum ar fi când te uiți la dreapta în vitrină să fie un univers fantastic, foarte puternic vizual, ca un fel de lume răsturnată, la care poți să te oprești și să te uiți sau poți să treci mai departe. Și practic în vitrină se jucau niște spectacole în loop, fiecare spectacol dura 20 de minute sau 25 și practic actorii le jucau pe repeat. Iar cealaltă chestie care era un pic mai specială e că nu vedeai că actorii vorbesc, era evident că înăuntru personajele au un dialog, numai că nu auzeai nimic. Puteai auzi doar dacă îți lipeai foarte puternic urechea de geam. Iar asta a fost intenționat. Puteam să obținem niște difuzoare. Am fi putut să facem în așa fel încât spectacolul să fie auzit. Dar am vrut din start ca el să nu fie auzit din două motive. Unul, pentru că am vrut ca accentul să fie puternic pe vizual. Și doi, pentru că începusem deja o explorare a percepției în momentul în care un simț este anulat. Și a avut un impact puternic acest spectacol și nu a fost singurul, au urmat și altele, dar pentru că ai vorbit despre New York și despre impactul acestui oraș asupra ta, vreau să vorbim puțin despre alegerea lui. De ce New York? Așa s-a întâmplat. Când am ajuns prima oară cu un spectacol cu The Sunshine Play în New York și cred că și Bucharest Calling și am văzut New York-ul pentru prima oară, mi-a plăcut atât de mult orașul, mi s-a părut, practic simțeam valuri de energie care intră în tălpi când mă plimbam pe stradă, când mergeam pe stradă și simțeam ca un fel de curent electric. Revenind la activitatea ta, care se desfășoară în paralel în Statele Unite ale Americii, dar și în România, la ce lucrezi acum în țară? Lucrez la un spectacol numit Orașul Paralel. Este o trilogie pe care o fac împreună cu Peca Ștefan în Timișoara. E un spectacol dedicat orașului, care se întâmplă pe străzi și în spații publice, care practic preia poveștile, căutăm poveștile Timișoarei și într-un fel de spectacol neconvențional în plimbare le redăm înapoi aceste povești gazdelor. Anul trecut am explorat cartierul Iosefin în colaborare cu Teatrul Maghiar. A fost o colaborare care ne-a bucurat foarte mult. O idee și care s-a născut la New York, dacă înțeleg bine. Ideea, da, cum să spun, ideile astea, ele se nasc, se îmbunătățesc, plutesc, se întorc, sunt preluate și de alți artiști, sunt făcute apoi în altă formă. Dar, da, pentru asta ideea inițială, sau trilogia inițială a fost în New York, Broken City. Ideea atunci fiind un pic diferită și anume făcea parte din întrebarea cum putem să ne folosim de acest spectaculos oraș, cum să, practic, New York-ul fie ești cu el, fie e împotriva ta. Și, practic, gândul mereu a fost cum să facem să ne ajute în ceea ce vrem să fiem cu el și el, New York-ul, să fie cu noi. Și atunci a apărut ideea ce ar fi, da, în loc să ne băgăm într-un teatru care e probabil foarte mic, foarte întunecos și chiria este exorbitantă și în principiu nici nu înțeleg foarte bine de ce ar vrea un spectator să intre acolo când are toată minunăția asta afară. În loc să facem asta, chiar să stăm afară și să folosim
străzile orașului ca decor, ceea ce am și făcut. Dar în Timișoara cum ați folosit acest background? Timișoara are un spirit foarte diferit, dar e un oraș absolut fascinant, e foarte frumos, extrem de divers și practic are foarte multe lumi foarte diferite, toate ca în foile de ceapă, într-un singur oraș. Deci treci dintr-o locație și ajungi într-o lume și ajungi în altă locație și e cu totul diferit. Acest proiect spune și povești paralele. Arhitectura orașului este atât de diversă și te duce, te poartă în atâtea universuri, pentru că reflectă bogăția vieții care există în Timișoara. În Timișoara trăiesc foarte multe comunități. E un oraș înțesat de istorie, de evenimente și de povești. Iar istoria, inclusiv istoria recentă. Noi în cercetare încercăm să descoperim poveștile orașului, fie din trecut, fie din prezent. Încercăm să le descoperim pe toate cât putem și să le iubim pe toate. Și din poveștile orașului fac parte și acești refugiați pe care, iată că mulți dintre români îi întâmpină, îi ajută, le oferă sprijin, casă, adăpost și așa mai departe. Și în același timp, poveștile orașului le includ și pe cele ale românilor care în perioada comunistă au fost la rândul lor emigranți. Da, e un cerc, cum să spun, astăzi primim, mâine suntem primiți. Nimic nu este fix. În momentul în care noi am făcut poveștile cu refugiați, încă nu se întâmplase oroarea cu Ucraina. Deci, practic, poveștile noastre erau despre refugiații din Afganistan care, și din Siria și din alte locuri care erau în Timișoara. Nu ne rămâne decât să urmărim acest proiect pentru a afla ce povești va scoate la iveală. Invităm și pe cei care ne urmăresc să fie cu ochii pe orașul paralel. În afară de acest proiect, știu că lucrez și la multe altele. Pe de altă parte, vorbeam despre activitatea didactică. Spuneam că predai la două școli din New York și sunt curioasă cât de mare este diferența față de experiența pe care ai avut-o la școala din România. Ce te impresionează în primul rând în relația cu studenții de acolo? E foarte diferit. E foarte, foarte diferit. Dar nu știu dacă ține... Cred că și România e foarte diferită acum. Școlile de acum nu mai au nimic de a face cu școala pe care am făcut-o eu. Pentru mine a fost minunată școala. Dar sunt lucruri care nu... Sunt și lucruri care ar fi foarte bine să rămână în trecut. Mentalitățile s-au schimbat. Iar aici, în New York, e la polul opus, adică sunt practic față de cum era școala când eram eu studentă. E atât de complet altceva încât nici nu prea pot sincer să compar. E total altă mentalitate. Ce ai învățat în calitate de profesor la școala din Statele Unite ale Americii? Cea mai importantă învățătură a fost aceea de a învăța cum să oferi fără să exerciți vreun raport de putere. Nu știu dacă asta are sens. Da, cu siguranță da. Dar cât de diferite sunt experiențele teatrale în funcție de cele două lumi în care te exprimi? Te adresezi în mod diferit publicului din Statele Unite față de cel din România, de exemplu? Nu. Lumile sunt diferite, sunt foarte diferite, dar sunt diferite din punct de vedere logistic. Ca să ajungi să faci un spectacol, procesul e diferit în România față de cum este în state. Iar la mine, din cauza că lucrez în ambele locuri, le amestec uneori. Sau forțez o schimbare în România în general.
zic, uite, putem să facem mai repede, nu ne trebuie 2 luni ca să facem un spectacol. Vă zic eu sigur că fac unul în 10 zile, că am mai făcut. Ceea ce funcționează uneori, alteori nu. Dar, de fapt, nu, până acum a funcționat. Dar raportul cu publicul nu e diferit. Publicul vrea să fie încântat, publicul vrea să fie provocat, publicul vrea să fie, să pășească, sau publicul pe care mi-l imaginez eu, să nu mi-asum ce vrea publicul, publicul din mintea mea, sau publicul căruia mă adresez eu, are chef de joacă, indiferent de locația în care se află și ar vrea să iasă un pic din lumea lui obișnuită și să intre așa pentru o jumătate de oră, o oră, sau hai o oră jumate, într-o altă poveste. Și practic asta îi ofer. Și nu am observat uriașe diferențe de percepție între publicul american și publicul românesc. Ana Mărgineanu, mulțumim foarte mult pentru toate aceste mărturisiri. Urmărim în continuare cu interes întreaga ta activitate și spectacolele din România, iar cei care au posibilitatea și de peste ocean, cu siguranță. Așteptăm să aflăm detalii despre orașul paralel și nu numai și să mai povestim la TVR Internațional. Vă mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Până săptămâna viitoare, toate cele bune. La revedere!